Pelicula, care are ca subiect principal bătălia de la podul Jiului, a primit finanțare și va fi realizată în mare parte în municipiul Târgu Jiu. Localnicii vor putea apărea și ei în producția cinematografică respectivă în calitate de figuranți. Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu, a anunțat că fondurile au fost deja aprobate de către Centrul Național al Cinematografiei. Regia va fi asigurată de Sergiu Prodan după un scenariu scris de Liviu Țipăluș. Filmul se va concentra pe lupta eroică a populației municipiului Târgu Jiu, care a respins atacul trupelor germane la podul Ferdinand din oraș. Momentul a fost consemnat de către istorici drept luptele de la podul Jiului și a fost unul decisiv pentru România în desfășurarea ulterioară a primului război mondial. Este vorba de o veste extraordinară pe care am primit-o în urmă cu puțin timp. Proiectul propus de Cinemagix România de a realiza un film artistic istoric despre bătălia de la podul Jiului a fost aprobat pentru finanțare de către Consiliul Național al Cinematografiei. Și filmul este propus a fi realizat de regizorul Sergiu Prodan. Scenariul este făcut, scris de Silviu Țipăruș. Este vorba de povestea zilei de 14 octombrie, când populația civilă a acestui oraș a respins atacul armatei germane la podul Jiului. Era necesar să avem acest moment imortalizat, să spun așa, și într-un film artistic, pentru că povestea este interesantă. În perioada următoare va avea loc și castingul și va fi stabilită distribuția, iar locuitorii orașului vor avea posibilitatea să fie selectați ca figuranți în filmul respectiv. Inclusiv actorii teatrului dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu ar putea să participe la casting și să primească roluri în producția amintită. Va fi al treilea film realizat despre județul Gorj din perspectiva primului război mondial, iar primele filmări vor debuta în primăvara anului viitor. Va urma o perioadă de casting, va fi interesant să urmărim cine va juca rolul comisarului Popilian, cine va juca rolul cercetașilor care au luptat la podul Jiului și în primăvară, cu siguranță, vor începe și filmările la Târgu Jiu, mare parte dintre ele. Eu mi-aș dori ca în echipa de actori să se regăsească și echipa de actori profesioniști ai teatrului dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Mi-aș dori ca în acest film cât mai mulți târgujieni să apară în roluri de figurație, să spunem, pentru că este un eveniment. E al doilea film legat de primul război, al treilea film legat de primul război mondial care se realizează despre județul Gorj. Autoritățile locale vor lansa în acest an și o revistă de benzi desenate destinată elevilor și inspirată din luptele de la podul Jiului.